este întrebare. Să frământă, pot să are o conversație inteligentă în câteva minute cu cineva. Sigur, este un centru al englezismului, evident, numai că nu poți să faci știință de nivel internațional cu naționalisme. În natura lucrurilor, cei mai buni specialiști întâmplă să fie de orice nație și atunci ăsta-i palestie, că place fie că nu place, dar patriotismul naționalist nu este un lucru foarte prezent. Sunt norme de comportament care sunt locale, mă rog, ca un anumit parfum local, dar astea sunt lucrurile la care fiecare se poate adapta repede. Peisajul e dominat mai mult de limba universală a științei. Totuși, chiar rege a fost și nu a fost o alegere. Din povestea pe care o știu, cât o știu, este că a fost un moment și America și apoi a venit Marea Britanie. Eu m-am nimerit în țara asta din întâmplare, oarecum. Nu o întâmplare care mi-a pricinuit o frământare supărtească, adică am venit cu interes, plăcere. Dar